În ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, convocată luni, 19 octombrie, de prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, s-au adoptat măsuri suplimentare de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2. Autoritățile au vizat municipiul Câmpul Moldovenesc, orașul Solca și comunele Sadova și Adâncata. Măsurile au fost adoptate după ce incidența cazurilor de COVID-19 a crescut. Municipiul Câmpul Lung Moldovenesc și comuna Sadova au intrat în scenariul roșu în urma creșterii incidenței cazurilor pozitive de COVID-19. Potrivit Direcției de Sănătate Publică, incidența cazurilor de COVID-19 a ajuns la 3,28 la mii de locuitori în Câmpul Lung Moldovenesc, iar în Sadova este de 3,13. În acest context, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a hotărât ca purtarea măștii de protecție să fie obligatorie în toate spațiile publice deschise. De asemenea, barurile, cafenelele și restaurantele din interiorul clădirilor s-au închis, iar spectacolele și concertele sunt interzise. Comitetul pentru Situații de Urgență a mai vizat orașul Solca și comuna Adâncata și s-a decis ca organizarea și desfășurarea activităților în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și sau concerte este permisă cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului. Activitatea restaurantelor, barurilor și cafenelelor în interiorul clădirilor este permisă fără a se depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 6-23, iar activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau a altor unități de cazare este permisă fără a se depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 6-23.